Bună seara, bună seara tuturor. Bună seara. Da, momentan mai reglez și eu pe locuri. Deja pe computer îmi face probleme, văd. O să stăm până la și 5. Se vede bine? Vă rog să-mi confirmați cineva dintre voi. Să pun și o fotografie. Mă auziți? Mă vedeți? Se aude bine? Mai mult de atât n-am ce să fac. Da, e bine atunci. Salut, Georgica, vă salut pe toți. Să rămâne, bună seara, bună seara. Măi, oameni buni, îmi cer scuze că săptămâna trecută n-am reușit nici măcar să corectăm acele lucrări, să vedem, să vorbim despre ele. De la tema numărul 7, cu peisajul, o să vedem duminică seara. N-am avut cum, am fost foarte ocupat cu vernisajul cu copilul și am fost foarte prins cu... Am mai pictat când și când și eu când am avut starea necesară. Da. Da, sunt momente și momente când se poate și când nu se poate. Îmi pare bine că înțelegeți, am văzut că postați într-una pe grup foarte frumos. Foarte frumoase lucrări. Văd din ce în ce la unii, chiar văd, chiar astăzi am stat de vorbă cu o fată, nu dau nume. Mi-a arătat cum a făcut o pictură cu merele, după care a revenit pe ea și a lucrat la ea după anumite sfaturi. Și a dus-o într-o zonă mult mai mult, 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 mult mai bună. Și acum urmează să o ducă și într-o zonă și mai bună. Acum urmează să vedem dacă va și dori să facă aceste chestii care eu i le-am spus. Bun. Vă rog să mai și distribuiți în timp ce lucrați. Am văzut că foarte puțin distribuie, nu știu cauza. E de ajuns să stai să privești, să înveți. Dar să faci o simplă distribuire, totuși nu o faci. Nu înțeleg motivul, nu vreau să intru în detalii. Care doriți, doriți, care nu. Dar voi ține cont să știți pe viitor de anumite chestii. Nu vreau să vorbesc mai mult, dar eu voi ști exact care a distribuit și care n-a distribuit. Așa, ca fapt de vers asta. Bun. Eu lucrez pe o pânză 50x40, e o pânză de aia pe carton. E o pânză lipită pe carton, dar nu ești obligată și nu trebuie să spui, stai liniștită. Am văzut eu care ești. Bun, deci lucrăm pe o pânză 50x40, să vedem de ceasul și 5, mai stăm 2-3 minuțele să mai adune și restul. La început eram 100, se strângeau 90, 100, acum văd că din 5, da, ăsta 37 acum. Mai intrați pe grupuri, știu eu, diverse grupuri, nu neapărat de pictură, și distribuiți acolo, că uite așa se mai naște câte un pictoraș.
Da, știm foarte bine acea lucrare, acea pictură. Dacă o aveți și voi în față, ar fi foarte bine, da? Eu am așa, văd și ce scrieți acolo, la îndemână. Văd și lucrarea. Între altele am mai pictat niște bujori acolo, am mai pictat alt bujor aseară, că aveam așa un chef de pictat. E vremea bujorilor, să zicem așa. Bun, haideți să ne pregătim paleta între timp. Ce avem nevoie acolo? Avem nevoie în primul rând și în primul rând de roșu, un roșu vermilion dacă aveți, un cadiu roșu dacă aveți, ia să vedem, o să vi le arat imediat și eu. Avem nevoie de alb, clar. Fără alb nu se pictează. Da, alb. Văd acolo galben de Napoli, ceva roșu combinat cu galben de Napoli. Deci, practic, din două, trei culori s-a făcut fundalul ăla. Din trei culori, albastru, galben de Napoli, țin violet, văd pe acolo, pe alocuri. Bună seara, bună seara, doamna Doina. Mai lăsați marea, mai treceți la Bacău aici, la frig. Abia aștept și eu. Apropo, să știți că în iulie vom lua vacanță. O să vă anunț eu vacanță. Eu voi la vacanță, nu știu dacă voi mai picta la mare, dar nu voi picta. Voi picta live pe litoral, dar nu voi picta teme. Bun. Deci așa, avem nevoie de, am spus, albastru. Avem nevoie de albastru, oricare albastru. Eu folosesc, de exemplu, care îl găsesc prima aici în cutia asta mea. Dar nu găsesc niciunul. Da. Iată, am găsit indigo. Blue. Așa. Mai avem nevoie de verde, roșu, astea. Să știți că eu n-am făcut o schiță, da? Vom lucra direct, vom învăța să lucrăm în tehnica asta. Facem o schiță foarte, foarte finuță, dar nu știu dacă v-ați făcut o schiță dinainte, nu am anunțat, nu știu. Eu voi face o schiță așa, oarecum provizorie, foarte puțin voi ține cont de ea. Ia asta. Deci, practic, aici o să fie șezutul. Da? Bun. Să facem acel păhăruț. Aș fi făcut o vază, dar haideți să facem acel pahar de acolo. Ca să fie pe mijloc, prima oară, dăm pânza ușor așa în două, cu o linie imaginară, dacă puteți, dacă nu, trageți o linie subțirică acolo. Da? Ca să fixați mijlocul pânzii. Horațiu, te-ai trezit acum? Of, Doamne. Bun. Mă uit, mă raportez la pânză. La pânză. L-am făcut cam jos eu. Iată că l-am făcut cam jos, pentru că era poza dată prea jos. Și am să mut un pic, am să mă mut mai sus un pic. Pentru că poza mea era trasă cam jos și mi s-a părut că e... Ia să mă duc cam aici. Era poza în josul paginii acolo și nu vedeam exact. Bun. Am să mă mut ușor mai sus. Aici va fi, să zic, șezutul. Paharul va fi cam... Se duce ca la un... aproape de jumătatea planșei, dar nu chiar la jumătate, da? Iată aici. Asta mai puțin contează. Forma o voi face eu, o voi construi din culori. Aproximativ. Acum ne raportăm iar la fotografie. Deci înainte de a picta un lucru, prieteni buni, dragi prieteni, cum să vă zic, vă rog să vă uitați foarte mult la fotografie, să vă faceți niște fotografii în minte privind acea fotografie pe care doriți să o editați, să o pictați și să înțelegeți cum arată acel obiect care vreți să-l pictați,
Să-l vedeți acolo, să-l băgați în minte. Măi, cum e făcut? Aici e o parte rotundă, aici e o parte mai ovală. Și să-ți o formezi în capul tău și să o ții acolo cumva. Fotografia. În timp ce pictezi, tu să știi că deja ai fotografia cu mintea ta acea floare care urmează să o faci sau depinde după caz ce faci. Bun, o să facem un trandafiraș. De exemplu, eu deja l-am văzut, fără să mai văd acolo, știu că sus acolo cumva este un rotund al trandafirului, să zic așa, iată, se găsește un cerc aici. După care mă duc frumos ușor în jos și iată. Numai că l-am făcut cam jos. N-are face, da? După care mai vine o frunzuliță aici. Una în partea asta. Adică ușor, ușor, cam toți sunt în aceeași poziție dacă vă uitați acolo, numai că ușor din față, ușor mai deasupra se văd. Deci nu o să facem trandafiri. Voi puteți foarte bine să faceți și trandafiri văzuți din față, da? Schimbați, nu e neapărat. Le poți pune în plan 1, chiar aici unde sunt mai multe frunze, poți pune un trandafir, să rămână doamna Mariana. Da, puteți spune unul văzut din față. Eu vreau să fac fix ca acolo. Cât sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunt 9 trandafiri după câte văd eu acolo. Aceeași treabă și la următorul, numai că ăsta e văzut mai puțin de sus. Da, vedeți cât de mari faceți, da, priviți, iar vă raportați mereu la fotografie, să nu vă să faci prea mare sau prea chichineț și pânza e prea mare, da? Oricum, astăzi o să lucrăm eboș, să zic. Să nu zic mai așa, că mai ondulat, așa. Să nu am zis, că să de aici, cumva. Noi mai vine unul deasupra aici, văd. Acolo. Iată, mai vine unul. Nu, am dus cam răsfirat, acel cumva aici trebuia să se afle, dar acum mi-am dat seama, pânza mea e mai lată decât cea de acolo, e mai mult înaltă și mai îngustă. Cam aici. Bun. Mai văd unul văzut făcut pe acolo prin spate undeva. Deja m-am uitat ușor la poză, nu trebuie să fie ca acolo, aproximativ să mă... Da. În live aici, pictez. Da, zice asta. Mă, nu o soane în momentan. Te arunc niciodată. Bine, Nicolae, pa. Am cer scuze, mi-a sunat telefonul. Da. Bun. Și ăsta iasă undeva din colțul paharului de aici. Mai vedem unul că se duce cumva în spate, ai văzut cumva din... Oh, am scăzut. Aproximativ acolo, deci cât sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipsește unul, da. Lipsește cel de... din zona aceasta de aici. Da, trebuia să mă fi dus mai așa cu ăștia, dar nu e nicio problemă, da, nu fac o gaură, încerc acum, că n-am făcut așa.
Se mai vede aici unul, datorită acelei frunze care se găsește aici, nu se mai vede el bine. Cele de aici. Bun. S-ar fi un trandafir, să zic, aici, în zona asta. Cam asta e schița, să zic așa. De fapt, eu nici nu ați văzut aseară cum am lucrat bujor, nici nu am făcut o schiță. Bună seara, bună seara. Nici nu am făcut o schiță, am lucrat direct pe pânză. Bun, intrăm în culori. Din nou spun, acea, de acolo, cam aici trebuie să ajungă pânza mea, să fie ca acolo, da? Pânza mea e mai mult, la acolo e un, să zic, a mea e 40x50, acolo e 40x60 mai mult ca sigur, să zic așa, adică se duce mult mai sus. Ok, dăm drumul la culoare. Pentru început avem, intrăm ușor în fundal, de apucăm de fundal pentru început, ca să devină mult mai ușor. După care o să le facem o schiță din culoare A. Deci deja la frunze nu are rost să le mai faci schiță, deci chiar nu are rost. Asta facem după aia, da? Privești poza, pictezi, privești. Dacă te duci în peisaj, nu mai poți să mai faci schița cu creionul câte una, câte una. Te uiți și pictezi, te uiți și pictezi, așa să fiu, eu așa pictez. Ulei să aveți la îndemână. O pensulă mai lată. Vă arat imediat și pensula care voi lucra eu, la fundal. Iată, aceasta e pensula, vedeți? Aproape cât jumătate de trandafir, așa, de lat, mai mare. Băi, Răzvanel, du-te și te culcă că e târziu. Da, eu urmăresc, să știți că urmăresc și ce, voi spune, ce mai spuneți voi. Bun, și acum începem să pictăm. Aceasta e paleta mea, deja e o pânză care are un celofan pe deasupra pe care îl voi îndepărta și voi folosi după aia pânza. Da. Intrăm frumos în culoare. Of. Da. Vedeți, aveți, lăsați o patină acolo, frumoasă, da? Albastru. Puneți pe colț, voi uitați. Priviți și voi poza, dar eu v-am spus, am privit poza un pic și deja mi-e foarte simplu să scot acel fundal. Are și ceva violet pe alocuri. Vezi? De-aia nu-i fain carton, doamna Doina, că m-ați contrazis. Bun. Cam aici. Va fi șezutul, da? Îmi trag așa o linie. Asta aș fi făcut din prima, fără creionul ăla acolo, da? De acum... Așa. Facem umplerea fundalului momentan. Asta deja fac eu altă ceva. Nu știu, ca să puneți pasta mai groasă dacă lucrați pe carton de ăsta pânzacă. Foarte, foarte greu de lucrat. Acolo pare că s-a jucat cu un șervețel în fundalul ăla, nu știu. Așa pare acea patină de... O să facem și noi la urmă ceva, o să încercăm ceva, să vedem ce va ieși. Să-mi pun mai mult, mi-a pus cam puțin de oră.
Bună seara, bună seara! Eu nu am spus că nu-mi place, v-am spus că e greu de pictat. Absoarbe altă, e altă chestie decât pe pânză, pe cea pânză, care îți dă voie să lucrezi, să mai intervii. Vedeți cum bag foarte puțin ating acel albastru, dar nu mă apuc acum să pictez totul albastru, da? Iată. O presez în doi. Măcar reboșa, dacă o lăsăm finalul, asta trebuie să facem, reboșa. Tot avem 2 ore la dispoziție. Da, e rigid, așa, absoarbe altfel, nu e ca pe pânză. Pe pânză parcă e... și stă și altfel pânză aici, în primul rând. Cartonul ăsta nu mă lasă deloc să-l fac. Îmi fac talentul, cum zic unii. Să nu fie trecerile bruște, așa, să nu fie albastru intens. Avem nevoie și ceva roșu. Că e un pic de violet acolo în fundal, dacă l-observați. Și combinați un pic de roșu cu albastru. Dați albastru, combinați cu puțin roșu și iată. Crește la viuri acolo subtile. De violet. Ocazia să mai și voi paleta. Dar nu sunt în acrilic, eu nu vreau să pictez în acrilic. Nu am plăcere pentru acele culori, cu toate că anumite tehnici, clar, ai nevoie de acrilic. Dar unii nu înțeleg, cred că pictez de dragul că e mai frumos în ulei sau știu eu de ce pictează unii neapărat în ulei. Eu pictez că îmi place tehnica în ulei.
Băi, acolo în fundal pare că cu un șervețel a făcut acele efecte. O să încercăm și noi. Dar parcă eu l-aș lăsa așa, mai vibrant, așa, mai din penson. Asta îl facem pe uscat, când e aproape uscat. Lăsăm să o absoarbe. La mine absoarbe foarte repede, să știu ce aș putea să fac chestia asta un pic mai târziu. Dar la voi trebuie pe uscat, dacă lucrați direct pe... Dacă lucrați direct pe pânză. Acolo se uscă ușor mai greu. Uite, am băgat un pic de culoare în plus și mi-a stricat aici, mi-a toată treaba, vedeți? Dar probabil e imposibil să faci aceeași chestie ca în acea poză. Dacă nu știi exact ce a folosit, ce fel de pensul a folosit, ce fel de mișcare a pensului a folosit. Dar nu pare a fi un penson, că pare mai mult că a folosit cu un șervețel așa și a bătut. Dar asta o să încercăm și noi mai încolo, să vedem ce ieșim. Aveți grijă că cum amestecați acel albastru care l-ați pus cu galbenul, că o să rezulte verde în fundal. Da, cu un burete cu ceva făcut. Eu am acel burete pe aici, l-am sigur. Nu știu dacă o să-l aveți și voi. Cum spuneam, nu facem o copie identică, da? Doar ne inspirăm. Îl sfumăm, după care o să încercăm să facem cu acel burete, da? Să deschid ulepurul să văd dacă îl găsesc.
cei care v-ați luat de la DAPO. Dar ce-i pe el, mă, frate? S-a jucat pisica cu el? Da, stați, mă, să-l curăț. Uite așa arată. Parte pisica, dar nu știu cum s-a făcut. L-a prins în gheare, ia, că vă care și urme. Bun. Ia să-mi ce iasă. Am usat frumos în... Da, iată pe iasă. Asta doar dacă doriți să faceți aceleași efecte ca acolo. Nu mai am pasta. Salut, Claudel! Da, bună seara, o fi superbă. Vedem la urmă ce pictură e asta dacă ar fost seara superbă. Asta se face pe uscat, mult mai bine are și. Eu o să mai fac o dată chestiile astea, dar... Momentan... Dar ce mă enervează că se mișcă și face așa. Deci mor cum se mișcă cartonul ăsta enervant. Deci mai am pictură, totuși mai încerc să mai beau de acolo, da? Hai ca să scăpăm și de partea asta de jos. Care pare mult mai luminată.
Clar nu va rămâne fundalul din prima, da? Mai intervenim pe el. Îl mai vibrăm, îl mai... Dar asta la urmă. Dați că voi nu vedeți pe el. Aha. Iar vezi, iar un pijam. Nu mai dau drumul, să știi? Apoi aici nu mai vii. Da, numai o secundă să iau o gură de suc în sete. E un pic de umbră, dar asta la urmă o să facem. Da. Văd că se reflectă și pe masă. Culoarea paharului. E mult mai frumos să iei tonalitatea de culoare, să o crezi, să o interpretezi cum vrei. Adică nu mai stai, nu mai pierzi timp în primul rând. Băi Răzvane, du-te băi și te omoară, băi, culcă-te dacă ți-e rău, ce-i cu tine? Când mă mai vezi pe stradă să fugi, să nu mai ceri bani de acum, că nu-ți mai dau. Ca să nu voi vorbești tu aici, să te bași tu așa în seamă, că n-ai ce vorbi acum. Măi, dar parcă nu se mai termină, mă.
nu-ți vezi de treaba ta, răzvene. Nu mai vorbi aici, n-ai ce să vorbești tu, tu ești... Tu rămâi cu treaba ta, stai liniștit. Uită-te dacă îți place, dar nu mai vorbi. Că mă distragi și mă supăr pe tine, de-aia. E un băiat mai puțin, să nu zic sănătos, e un băiat mai diferit de ceilalți, săracu, n-ai, mai, eu l-apreciez pe răzvânirea asta, că... Da. Da, cam asta e până acum cu fundalul, o să intervenim pe el, pe uscat și o să ne jucăm cu buretele, momentan nu merge, văd că se amestecă culorile, nu rămân așa cum mi-aș fi dorit. Da, o să intervenim la urmă. Haideți ca să ne băgăm și pe trandafir. Ok. Deci, folosim roșu, un roșu mai aprins, așa, mai puternic. Ia să vedem, eu am 5 nuanțe de roșu. Ia să vedem. Cadmium red. Asta nu e prea închis asta. Deci cadmium red, dacă folosiți, să știți că e prea închis, ar trebui să modificați mult cu el, acolo să arate pe acolo. Cred că asta, cadmium. Da, ăsta este, dar eu nu mai văd ce scrie pe el. Dacă aveți de la Georgian, cadmium red huie. Da, ăsta, exact ăsta este. Bun, un pic să-mi caut și o pensulică care se mărte asta. Cred că asta e bună. Da, e perfect asta. Da? Facem o schiță acolo. Oarecum a trandafireilor. Deci, dacă sus e așa, în direcția aia folosiți și voi. Penelul, da? Un pic de alb, provocați aici o ruptură, să se înțeleagă că acolo... Deci lăsăm din eboșă, lăsăm așa la o formă cât de cât bună. Da, te vedeți? Și eu pe el voi lucra din nou. Mai nu să ne mai tași mai cât îi mănânc. Lăsați-l, doamna Doina, că știu eu mai bine. O să vă spun mai încolo, mai mult acum. Dar acum nu neapărat să mai țineți cont de... De urma
Aceeași chestie și aici lăsați un pic de alb. Creați aici un ușor volum. Foarte, foarte subtil, abia să observe. Iată. Dar nu va fi forma finală asta, aproximativ așa, să am o evoșă, o schiță în culoare, să avem de ce lucra. Ia să mergem și pe asta de aici. Gata, aici un efect frumos de făcut. Acum se amestecă cu ce fundal, cu ce și nu. Foarte puțină pastă pun, foarte puțin ulei, pardon. Așa. Doamna Daina, nu dați pași la piatul sărman, că... Îl prindă și iau eu telefon. Nu știu voi cum pictați până acum trandafirii, dar nu se pictează așa din prima. Ca și cum e colorat. Din penson, practic, trebuie să-i dai o formă. A fiecare petale, dar asta să ajungem acolo. Momentan suntem aici la umplere. Da, unde mai erau? Mai era unul pe aici. Dar o să vedem. Mai este și un spate, mai așa mai... Mai un plan îndepărtat.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bun. Ți-am dat 9 trandafiri. Așa, să ștergem bine penelul. Haideți să încercăm să facem unul. O facem pe acesta din prim plan. Dar nu, 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 nu. Haideți ca să facem și eboșa frunzelor, ca să ne vine mult mai ușor după aia. Bun, avem nevoie de verde. Verde oliv. Avem nevoie de negru. Da, trebuie cu negru să închidem acele tonalități de volum, să le să ducem mai... Să putem da volum, să putem crea volum. Deci negru, verde, un pic de galben de Napoli, galben de celălalt, yellow normal, ia să zicem mai mult aici, verde, 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 un verde, gata, am asta. Lăsăm ușor pensul la jos cu roșu, da? Avem treaba la trandafir din nou cu ea. Ok. Bun. Bună seara, bună seara. Deci ne băgăm pe frunzulițe, da? Oh my god, am crezut că e negru de la altă. Încă e verde și am băgat negru pe ăsta din prima. Mare prostie am făcut. Așa cum aproximativ ca acolo. Voi încerca și eu să fac frunze, da? Asta e o frunză ținută în umbră, vedeți? Mai întunecată, combinați cu negru, verdele. Extraordinar de enervant este că se mișcă prânza asta. Bun.
Da, aici o frunză mai verzuie. Practic bate lumina mai tare în ea. Nu și pe aceasta, dar după aceasta se formează o umbră în zona aceasta. V-am spus că nu-i sănătos băiatul. Las că-ți dau eu ția bloc ca să nu mai stai pe lângă pantofi. Alina! Intră la pe la vezi comentarii, îmi dă răzvânia la nebun. Dar nu știu cum să blochez acum, că n-am cum. L-aș bloca. Închează-l pe calculator. Uite la ce comentarii de fumiez acum. E frică lângă fantome, stau lângă ce mitin. De așa fie. Numai două secunde, mă scuzați. Că trebuie făcut o intervenție, că băiețașul nu merge. Dar eu am vrut să fiu ok să-l las așa, să nu zic eu că... Gata, ai bucat? Lasă acum, dă-mi pe poză, lasă, știi, nu mă interesează comentariile lui. Dă-i pe poză. Așa. Mersi, mersi frumos.
Eu o să mă apuc să le fac identic acolo, că mi-ar lua o eternitate. Forma mă refer. Nuanțele le voi păstra pe acele de acolo. Cât mai pe aproape. Vedeți cu negru și cu verde și cu galben de Napoli, încerc să creez volum. Vedeți unde se întâlnesc două fuze, nu pot pune aceeași floare, ca eu să pot să le scot mai tare în evidență. Dacă aici am lumină,
Mai mult aici, mai puțină lumină, întuneric, da? Și iată, revin aici, înapoi cu aceeași culoare de aici. Voi veni cu luciu, cu mai multe chestii, dar asta ușor treptat. Da, dacă mai aveți întrebări și ceva ce nu înțelegeți, puteți să întrebați. Da, puteți la o viteză foarte, foarte redusă, ca și voi să țineți pasul. Eu continui să formez aici niște idei.
Mulțumesc celor care a distribuit mai devreme. Ui, 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 ui.
Da. Nu să cum modelăm. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Da, o țep, știu că o țep, dar să ajungem acolo. Eu încerc momentan să redau o eboșă. Să dau formă paharului să... Am cea mai bună poziție. Thank you.
Bun. Până aici, perfect. Ba da, dar uite că mă mai iau cu treaba. Da, bun, haideți, mi-a rămas. Haideți ca să putem tulpinele alea. Eu m-am luat cu... De-aia v-am spus, mai puneți pe întrebare că uit. Mă iau cu... Da, să atent mai mult aici. Da, cu puțin umbra arsă. Încercăm să facem și volum la acele tulpine. Da, facem una mai întâi, maro, ca să putem să... Ca să putem să creăm volum. Deci amestecați verde cu maro, cu puțin alb. Și prinde... Aici ține și de mâna fiecare, dar voi vedeți ce fac eu. Bun. Pe partea de aici un pic de întuneric, așa pe un pic de negru, întunecăm zona aceasta. Se punem la urmă. Nu știu ce e aia vaia. Mă rog să reformulați, că nu înțeleg. Am încercat să citesc, dar nu înțeleg. Vaza. A! Păi... Ce să vă spun, aia ține de vederea noastră. Ridicați-vă, lăsați-o jos, lăsați pânza unde e, pe șevalet sau pe ce lucrați. Dacă nu lucrați pe șevalet, puneți-o undeva suspendată, îndepărtați-vă de ea și veți vedea exact unde sunt erorile, să zic așa, erori. Și echilibrați, câte un pic, câte un pic, na. Iată, și la mine. E strâmbă, dacă vă arăt din față, iată, e strâmbă. Dar trebuie echilibrată, da? Pensula e în mâna noastră. Iată, aici facem un pic de... umbră colțul acesta ca să creăm, practic aici va fi apa, da? Să creăm distanța, să facem, să creăm exact doar colțul ăsta, doar cât să fie o umbră diferită de ceea ce e în jos, da? În apă. În apă, după mergeți un pic de alb și iată. Îndepărtăm ușor, treptat, gradual. Iată. Încercați să și omogenizați între ele culorile, da? Da. Dar mai la sfârșit bine făcută toată. De momentan să terminăm cu trandafirei, da?
Încercați să întoarceți frunza în toate părțile încât să o puteți realiza așa cum trebuie lucrarea, da? Să puteți merge cu penelul exact cât aveți nevoie și unde aveți nevoie. Că... Iată, eu acum pot crea o dungă dreaptă aici, dacă asta vreau să fac. Dacă frunza e dreaptă, este aproape imposibil, că dau peste cameră, mă pun în fața camerei. Și invers la fel. Bun. Mai avem și aici în spate un... Iam partea de sus aici, o punem un pic de umbră, să zic așa, până un pic de negru. Și umbrim așa, până la un sfert aici, un pic. De acolo în jos, îl luminăm, la plin de lumină pe el, iată. Bun. Vedeți efectul care s-a creat acolo. Mai am până la perfect, doamnă, doamnă. Nu trebuie să iese perfect acolo, să iasă într-un fel, să fie în felul în care eu pitez. Asta și voi trebuie să faceți. Să... Un pic de alb. Deschidem ușor, luminăm ușor. Iar în partea asta la fel aici sus, acesta. Un pic de galben de Napoli. Repet, la fine vor fi modificați mult. Ei vor rămâne la final. Partea de aici. Negru creează niște efecte acolo, niște dungi, să se creeze un întuneric acolo, întunericul de care vă ziceam, trebuie să știm, da? Întuneric, umbră, lumină, luciu. Între toate chestiile acolo, o dungă albă. Să facem o dungă în spatele acestei tulpine din față, da? Mai întunecoasă, da? Ba chiar negru o fac ca să stea întuneric acolo, adică n-are lumină deloc pe ea. Și pun la sfârșit un pic de verde ca să, cât uși decât să pară verzui așa. Aici o umbră mai intensă.
Noapte bună, noapte bună, doamna Simona, nu mai stați? Cât e ceasul? V-a luat oboseala, cred, da? Da? Un pic de lumină în pahar, să vadă un pic că intră razele și pe acolo. Dar aici o să vă comentez mai mult, să vă explic mai mult la când ajungem în zona aia. În momentan eu încerc să las o eboșă și voi na, trebuie să faceți ce vedeți. Poate faci tu o poveste cu eboșă. Da, o să o postez. De obicei așa am făcut, doamna Băină. Să-l deschid pe acesta. Vedeți, dacă îl deschid pe acesta, îmi trece unul pe cea mai întunecat. Vedeți, subtul lui. Se creează distanță între ele. La sfârșit am venit cu luciul, dar nu rămân acum. Se înghite, nu rămâne cum trebuie. Voi încercați să faceți câte o eboșă cât mai bună, că abia la următoarea sesiune vom avea ce discuta. Acum ok. Da. Culoarea din nou, acea culoare din fundarea să ne mai pot obține. Să o continuăm și pe aici.
Mă voi de puțin albastru, că l-am șters albastru. Persca, 6-18. Da, aici am tot o altă tehnică, e aceeași tehnică care am făcut-o aseară la bujori. Aici trebuie să zăbovezi, dacă vrei să interpretezi o poză sau copii. Da, vedeți, paharelul deja prinde contur. Luați un pic de albastru dacă aveți la îndemână. Cu puțin violet de rădă, numai am combinat cu roșu puțin. Toată partea de aici o face așa mai violetă mai. Gandalf. Asta e dificilul la stăpânul inelii, vreau să spun. La stăpânul inelii și spune în loc de Gandalf, el spune Gandalf, el e englez. Iată, vedeți ce se creează și acea apă. Trebuie să priviți mult poza. De-aia v-am spus, priviți poza și lucrați după fotografie. Dar înainte să lucrezi după ea, trebuie să-i faci o fotografie cu mintea ta. În mintea ta trebuie să fie întotdeauna. Atât timp cât o lucrezi, cât lucrezi la ceva, tu trebuie să ai în cap acolo ceva. Pe care să mergi. Eu, de exemplu, am închis mâna aia pe acolo, că n-am cum, n-am când. Da, cred că înțelegeți și voi câtuși de cât măcar să puteți învăța. Aici am ceva mai logică. Pare că e mai așa mai desfăcut. Bine. Ia să facem și în cealaltă la fel, dar am lucrat aici, se lucrează și aici acum. Altfel veți crea disproporții. Thank you.
Deci acel gol care a mai rămas printre... De frunze, că am uitat, s-a făcut de la început, l-a dat prin cap, am uitat. Din nou, culoarea care a făcut la fundal, a spus mă celălalt. Fiecare detaliu care îl puneți acolo în pânză, pânza se contorează și capătă contur. Dar pictura avansează, că dacă nu încerci să faci ce vezi, e foarte greu. De exemplu, am băgat cam multe, n-am mai păstrat aici apa. Dacă un pic de umbra aici, între ele, puneți frumos. Creați oglinda acolo, da, în apă, da? Asta faceți pe toată suprafața asta. Aici e problema că nu cumva să... disproporționați, atenți. Când terminați, în toate spânza, dacă o zolotiți ca mine așa, dacă nu, nu mai e necesar. Nu ce vei pune la urmă, că nu merg până acum. Nu merge pentru că nu îmi permite suprafața. Luciu e alb aprins, acel alb intens care trebuie să sară cel mai tare ori, dar nu merg să sară mult, dacă se amestecă.
Așa, aici mai am un pic de albastru. Da, dar Madalina, dar am lucrat în două ca să țină pasul și ceilalți, că dacă n-a altfel... Câte ceasul? Mai avem 5 minuțele. Vă urmăriți, ce ar trebui să urmăriți? Pensulația, asta e tot ce trebuie să urmărești. Pensulația și nuanțele, clar. Înainte tot, dacă nu urmărești pensulația... Cred că am vreo 4 picturi neboșe, nici nu am terminat, inclusiv aceasta. Ui, 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 ui. Am muncit și toată ziua cu copilașii. Ușa a rupt patul în două. Eu aș lucra la un trandafir, pentru cei care vă grăbiți și nu mai aveți răbdare. Haideți ca să punem un trandafiraș. Bun, avem nevoie de puțin negru. Da? Vedeți că acea frunzuliță este o frunzuliță acolo lateral. Băgați negru acolo. Ștergeți pensonul. Așa. După ce așteptați pensonul, din nou luați roșu, curățați bine pensonul de... Cel negru l-omogenizați din nou cu roșu. Numai cât să rămână, dacă vedeți voi acolo, o dungă care se creeze. Ce am făcut la prune? Vedeți că tot ce am făcut la prune la început, regăsim mereu. Adică iei din acel negru dacă e prea mult. Da, trebuie să o ampez aici. Dacă e nevoie, mai deschizi un pic. Ia. O petală deja s-a făcut. Mai mult decât minunat acolo. Bun. După care, cu alb, sau cu galben înapoi, mai degrabă nu cu alb. Noapte bună, noapte bună. Mulțumesc și eu dacă... În primul rând, dacă ai distribuit, îți mulțumesc frumos. Ia, frumos. Acum, din nou cu roșu, scot acest alb de ce care l-am pus. Iată că nu-mi dă voie, vedeți? Acel alb care l-am pus la început. Încă îmi chinuie
talentele aici, pe mine nu-mi dă voie să fac ce doresc eu. A trebuit cu o dungă roșie intens jos. Bun, un pic de negru combinat cu roșu. Dăm volum în partea aceasta, da? Punem umbra pe... Deci avem lumină lateral stânga cum privim, da? Ok. Da, mulțumesc frumos! Sper că așa a fost salată la urmă minunat. Poate chiar mai bine ca la mine, la unii. Vezi mai multă pasta aici în vârful, să zic vârful, în capul trandafirului, să lăsați pasta acolo, să, practic se vadă că ar fi o petală. Dacă înțelegeți voi. O să mai intervin cu un roșu mai aprins, un roșu dacă e uscat, cu un portocaliu mai degrabă, cu acel vermilion. Ia să încercăm acum. Nu găsesc așa, nu știu că am târziu. Uite acesta, vermilion. Ia, cam asta e. Acesta. Nu e indicat să iei direct din tub, nu e ok. Să nu faceți chestia asta. Eu am luat așa, am picat cum cât. Un pic de alb, foarte, foarte puțin.
am făcut la mere, dacă mă zic de la asta, trebuie să făcute la final, astea detalii de final, dar poate mă sunteți care vă grăbiți și vreau să vă văd dinainte ce aveți de făcut, măcar să... Da, sper că vă place, sper că înțelegeți în primul rând. Așa a ieșit? Păi să nu-i mâncați dacă-s greuși. Doamna! Dacă se văd că e o umbră mai intensă, așa frumos. Bun. Și acum, cu un roșu mai aprins, spune un pic pe această pătare de lumină, așa, da? Care nu va ieși niciodată la ora asta. Am în evidență această pătare și o voi face după. Pentru că se amestecă cu negru din de la frunze și nu rămâne așa. Da, mulțumesc și eu câte ceasuri, iată că și 5, mai stau decât 2 minuțele. Pui pata de culoare și până o jonglezi cum vrei. Păcat că am pus cam mult roșu, iată că nu o să mai am cine să-l mai folosesc. Da. E, și cam asta e pe această seară. Rămâne să continuăm. Să continuăm, nu știu, vedem săptămâna ce urmează. Apropo, va fi un vernisaj cu copiii care sunteți în apropiere, doriți să veniți. Sunteți bineveniți. Cu toții. Nu știu, de mai în apropiere, așa mai din, din zona Moldovei. Dar ia să văd mai de-aproape. Da, încă este neboș așa cel trandafir. Nu pot face mare lucru pe el pentru că nu-mi permite încă suprafață. Dar vom ajunge într-o zonă cu el foarte, foarte frumoasă. Da, o seară frumoasă, Doamne ajută, ne auzim duminică să vedem tema numărul 7, ce și cum.
Am avut lucrări foarte frumoase. Am fost foarte impresionat, să știți. Văd, am văzut la cei mai mulți dintre voi, să știți că am văzut foarte mult progres și asta e foarte important. Iată așa stau eu aici, cu flori pe mine căzute. Sunt mai flori. Flori peste tot. Așa la mâine va pleca din casă și acela nu vor mai fi aici. Da, o seară frumoasă, Doamne ajută, vă pup pe toți și sper că înțelegeți. Sper că înțelegeți și mie când nu pot, adică toată ziua, dar încerc cât mai mult să facem cât mai mult. Unde sunt bujorii? Bujorii sunt undeva acolo, sus. N-am avut unde să mai pun, că e plin de picturi prin casă, nici nu mai am unde să le mai pun. Da, Doamne ajută și la revedere, vă pup pe toți. Iată că 66 de persoane. Noapte bună. Salut, Georgica, te aștept marți. Seară frumoasă, la revedere.